Haideți, dragilor, să mergem în lumea teatrului și să ne descoperim, pentru că eu cred că teatrul aduce foarte multă descoperire de sine și, bineînțeles, pentru cei mici e vital să le asigurăm un mediu în care să poată să aibă parte de o astfel de interacțiune cu sinele, o interacțiune mijlocită, de ce nu, de Daniela Minoi, o actriță. Bună dimineața! Bună dimineața, Georgia, și mă bucur să fiu alături de voi! Și eu mă bucur tare mult și mă bucur când vorbim despre subiecte interesante care au impact asupra celor mici. Sunt asaltați părinții de fel de fel de cursuri, de meditații, de dulci la sport, dulci colo. Cât de important este să-l ajutăm mai degrabă să învețe școala vieții, așa între ghilimele, lucruri care o să-i vor să-i prindă bine. În primul rând, ca să fac o glumă apropo de intro-ul tău, o să spun că eu îi asaltez de 25 de ani. În sensul că acum 25 de ani, când am vorbit eu prima dată de dezvoltare personală prin teatru, era ceva așa, știi, vorbeam ca de mașini străine, de extraterestri. Acum un pic am trecut cu toții în extrema cealaltă, în sensul că atunci când spui dezvoltare personală a devenit un pic de limbaj de lemn. Da, toată lumea face dezvoltare personală, toată lumea se pricepe la dezvoltare personală. Eu, în urmă cu 25 de ani, am înființat studioul de teatru Midacris și, într-adevăr, ca toată lumea, am pornit această activitate în ideea de a le oferi o petrecere a timpului liber într-un mod constructiv, și cursurile mele atunci se adresau copiilor care aveau abilități, aptitudini artistice sau măcar credea cineva despre ei că au aceste aptitudini, adică erau aduși de părinți, și atunci scopul era, după parcurgerea ABC-ului teatral, cu partea de exerciții pentru atenție, memorie, concentrare, coordonare, improvizație scenică, dicție, relaționare, să ajungem la produsul finit care era spectacolul. Însă lucrurile s-au schimbat foarte mult în ultimii ani și în sălile noastre au început să vină din ce în ce mai mulți copii care nu doar că nu au abilități artistice neapărat, ci apelează la cursurile noastre pentru că sunt introvertiți, mai ales că pandemia a făcut ravagii în rândul copiilor cu această izolare. Și ei și-au găsit scut, ca să spun așa, în tablete, și-au pierdut abilitatea de a interacționa în mod real. Și apropo de chestia asta, chiar le spun părinților, zic, ori la mine, ori în altă parte, duceți-i la astfel de cursuri, pentru că atunci când vor crește, ai văzut, dacă orice site de joburi pe care îl deschizi, când este o ofertă, una dintre primele cerințe, bune abilități de relaționare și comunicare. Pe unde să le obțină copiii ăștia când ei trăiesc în niște eprubete? Nu mai au copilăria pe care, de exemplu, generația mea a avut-o stând afară în aer liber până seara târziu și în siguranță, și toate jocurile copilăriei. Și atunci, pentru că m-am trezit că în sala de curs aveam foarte mulți copii trimiși de psihologi, care au remarcat progrese foarte mari la copiii cu care lucrau unul la unul. Și așa a și început povestea mea cu partea programului de socioterapie despre care vreau să-ți vorbesc acum, pentru că un psiholog a remarcat progrese remarcabile pe care nu le făcuse timp de nu știu cât unul la unul în interacțiunea de acest fel în cabinet. Și părintele a spus, păi uite, am nimerit pe la niște cursuri de actorie, le țin o actriță de la Notara, Daniela Minoiu, și a spus, opa, copilul ăsta are progrese remarcabile. Și uite, așa au început să vină la cursurile mele din ce în ce mai mulți copii trimiși inițial de psihologi, până când au înțeles și părinții care este valoarea acestui demers terapeutic. Copiii vin la noi, copii, de exemplu, afectați de divorțul părinților, vin copii afectați de bullying, pentru că și atunci a trebuit să mă repoziționez și eu, m-am dus frumușel din nou la școală, mi-am făcut un master de dezvoltare personală și psihoterapie, mi-am mai făcut încă un master de art terapie prin artele spectacolului. Chiar cum gestionezi tot acest bagaj de informație care vine către tine, căci fiecare copil care trece printr-o astfel de traumă are nevoie de o abordare diferită. Exact. Și atunci mi-am făcut o echipă, eu alături de cei 7 fantastici de la studioul de teatru Midacris, sunt toți actorii profesioniști, specializați în psihopedagogie. Una dintre colege chiar are doctorat și în logopedie, pentru că am zis, nu este suficient să termin o facultate de teatru pentru a te apropia și de părțile care țin de psihologie. Și atunci ne-am dus frumușel, ne-am făcut fie mastere, fie formări profesionale. Eu am făcut inclusiv o formare de psihodramă și o alta de sociodramă, și atunci din toate aceste programe
mi-am făcut propria programă, unele jocuri, exerciții, programe, terapii le-am luat ca atare, altele le-am filtrat pe cum am considerat eu și atunci la noi am creat acest program unic pe care părinții și copiii îl găsesc doar la studioul de teatru Midacris, deoarece este conceput de mine, este sumul tuturor acestor experimente și formări profesionale, programul de socioterapie prin teatru. Și acolo copiii, dincolo de faptul că este un mediu în care poți să dea rese, știi, noi suntem un colectiv în care de multe ori suntem etichetați într-un anumit fel. El este cel care este agresivul, el este clownul, așa, ea este diva. De multe ori noi evoluăm de la acele etichete, dar colectivul respectiv nu mai are disponibilitatea de a accepta evoluția ta și de a te percepe cum, de a te percepe tu pe tine transformat. Și atunci, inclusiv participarea la astfel de cursuri este o posibilitate de a da un reset, de a te repoziționa și practic asta ce aduce cu sine? Aduce încredere, aduce stimă de sine, pentru că inclusiv, ți-am spus, prin jocurile luate din terapie, din psihoterapie, din instrumente teatrale, încercăm să le dezvoltăm copiilor asertivitatea, să învețe să-și recunoască și să-și gestioneze emoțiile și o comunicare eficientă. Și atunci avem în momentul ăsta de față programul de actorie și dicție care urmărește obiectivul nostru inițial și programul de socioterapie care se adresează copiilor și adolescenților. Din punctul meu de vedere, oricine, de fapt sunt și studii făcute pe tema asta, că oricine face la vârsta copilăriei un curs artistic, fie că e vorba de teatru, fie că e vorba de pictură, fie că este vorba de orice, fără să devină profesie, vor fi copii mult mai pregătiți, vor avea abilitățile mult mai dezvoltate în general pentru a se pregăti indiferent de meseria pe care o vor face în viitor. O să susțin această idee pentru că și am făcut cursuri de actorie când eram în liceu, la început de liceu și m-au ajutat foarte mult pentru că eram introvertită și timidă. Tu cum ai descrie timiditatea din ziua de astăzi? Mai are legătură cu bunul simț de odinioară sau e cu totul altceva? Copiii sunt timizi okay, pentru e că... E interesant cum pui tu egal între timiditate și bun simț. Este... Așa era pe vremuri când eram noi mici. Da. Eu pun de exemplu, adică atrag atenția asupra acestui gen de egal cu ghilimelele de rigoare pe care părinții vin, aduc copilul la mine la un curs, e talentat? Pentru că ei sunt la vârsta la care, apropo de a pune egal între diversi termeni, un pic de farmec, un pic de obrăznicie, un pic de îndrăzneală, părintele îl confundă cu talentul. Păi domne, acasă se urcă pe dulap, sare de pe nu știu ce. Și zic, nu, ai lipsă de educație, nu e talent. Interesant. Sunt alte lucruri. Și mă mir că atunci când interacționează cu alți oameni în afara casei, nu se comportă așa cum se comportă acasă. Așa și tu cu timiditatea și cu bunul simț, ele nu ar trebui să aibă semnul egal între ele. Pentru că timiditatea este egal cu lipsă de încredere, este o discuție legată de stima de sine, iar bunul simț nu înseamnă că un om îndrăzneț, un om talentat, un om energic, asta nu înseamnă că nu trebuie să fie un om cu bun simț. Dar, într-adevăr, la vârstele acestea există acest gen de confuzii. Tocmai de asta, pentru că ți-am povestit mai devreme cât e de important, înainte de a gestiona, cât e de important e să-și recunoască corect o emoție, să o pună în vorbe ca apoi să se poată acționa asupra... Și emoțiile sunt bune, numai că ele trebuie convertite în lucruri constructive. Și cred și descoperite, pentru că înțeleg că folosim prea puține cuvinte din acest abecedar al emoțiilor, așa că te invit să revii să povestim și despre emoții. Mulțumesc pentru discuția de astăzi și felicitări pentru ceea ce ai reușit. Mulțumesc, să implementezi. Mulțumesc, vă aștept la studioul de teatru Midacris, mă puteți găsi pe Facebook Daniela Minoiu sau cursurideactorie.ro cu minus între cuvinte, pentru că este perioada vacanței, așa că au copiii mai mult timp liber și adolescenții, îi așteptăm cu drag la studioul de teatru Midacris. Iar noi lăsăm această informație să se așeze cât ascultăm o melodie interesantă, debutul lui Pietro de altfel aici la Matinal. Melodia se numește Între noi. Un zâmbet cald pe chipul tău când te-am cunoscut,
Tu ai apărut când mă simțeam pierdut. Prin bucle vântul te iubea, erai ca din povești. Și-am înțeles cât de dragă mi-ești. Acum îți recunosc, te-am căutat o viață. Ești minunea mea, tu dragostea mea. Între noi au fost ploi, dar te-am ascuns la piept. Doar noi doi, între noi, e un răsărit perfect. Între noi, perne moi, noi ne iubim la fel. Te chem mereu în visul meu, la bine și la rău. Atunci când mă privești în serile de mai, când vocea ta mă lasă fără grai. Prin bucle vântul te iubea, erai ca din povești. Și-am înțeles cât de dragă mi-ești. Acum îți recunosc, te-am căutat o viață. Ești minunea mea, tu dragostea mea. Între noi au fost ploi, dar te-am ascuns la piept. Doar noi doi, între noi, e un răsărit perfect. Între noi, perne moi, noi ne iubim la fel. Te chem mereu în visul meu, la bine și la rău. La piept, doar noi doi, între noi, e un răsărit perfect. Între noi, perne moi, noi ne iubim la fel. Te chem mereu în visul meu, la bine și la rău. Pietru este pentru prima dată în platoul nostru. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație și onorat și bucuros să mă aflu în această dimineață alături de dumneavoastră. Un mare drag și noi îți mulțumim. Înțeleg că faci parte din echipa lui El Radu. El Radu ne e prieten de foarte mult timp. Și aș vrea să știu cum v-ați cunoscut și cum a început colaborarea dintre voi și cum ați ajuns la această melodie. Prin intermediul lui Facebook. Întâmplător facem la această pasiune, speaker de radio, și eu sunt producător de o emisiune radiofonică în Italia, Prato, și am început de mic cântând muzică populară și pe parcurs, evident, ne mai schimbăm și pasiunile de a cânta muzică ușoară și am găsit pe producătorul Radu, care mi-a propus să colaborăm pe muzică pop. Ți s-a spus vreodată în Italia că semeni cu Tiziano Ferro? Da, într-adevăr, noi sunteți prima care îmi spune lucrurile acestea, da. Da. E ce gen muzical îți place cel mai și cel mai mult? Sincer, vă spun, muzica populară o ador. Îmi place muzica ușoară, pop, cam toate genurile de muzică populară și muzică ușoară. Cum se simte pentru tine muzica populară atunci când ești departe de casă? De aici să vină magia ei? Într-adevăr, vreau să menționez acest lucru. Aparte că trăiesc de 16 ani în Italia, deci lumea de acolo trăiește, se bucură când se organizează un eveniment cu artiști din România, evident, care avem și artiști locali acolo în Italia și se adună foarte mulți români de a petrece jumătate de zi alături de comunitatea română de acolo. Care este cel mai mare vis al tău când vine vorba de muzică? Mai ții minte la ce vârstă a început să încolțească în sufletul tău ideea de a deveni artist? Deși în casa mea, de mic copil, ascultam muzică populară, la vârsta de 17 ani am început să cânt la anumite evenimente în Italia și pe parcurs mi-am lansat două melodii de muzică populară proprii. Și acum, melodia care este în premieră în această dimineață aici la dumneavoastră. Cum a fost la film? Remarcam mai devreme ce cadre frumoase ați avut și câte drăguțe erau acele căsuțe. Foarte frumos, emoționat. Cum ați văzut,
sunt cele două nepoțele alături de mine care mă susține, cât și familia mea, cât și prietenii mei de acolo din Italia mă susțină și... Ce planuri ai pe mai departe? Mai rămâi în țară? Mai lansezi o melodie? Din păcate, marți seara mă întorc, adică mâine seara mă întorc înapoi în Italia, cu anumite evenimente acolo în Italia. Se apropie ziua de 1 decembrie, multe evenimente acolo în Italia. Într-adevăr. Tot așa. Vom lansa pe parcurs, lucrăm la cea de-a doua piesă. Și te așteptăm cu drag să revii și cu această a doua melodie. Până atunci, mult succes cu aceasta. Mulțumesc, mulțumim pentru prezența în emisiunea mulțumesc de azi. Mulțumesc din suflet. Dragilor, aș vrea să mergem mai departe și să povestim puțin și despre ceea ce înseamnă stomatologia în contextul vieții unei femei care experimentează poate pentru prima dată o sarcină. Sunt informații, v-am spus, care pot să devină copleșitoare la un moment dat pentru mămici, așa că încercăm de fiecare dată să găsim acele mici lucruri la care poate în mod curent noi nu ne-am gândit, dar care vin așa peste mame și le iau prin surprindere și nu știu exact cum să gestioneze lucrurile, așa că de data aceasta îmi vine în ajutor spiritușul de la Matinal, Valentin. Da, George, a venit cu un subiect foarte, foarte interesant, în special pentru mămici, pentru că gingivita aparent se pare că ar avea anumite manifestări și în timpul sarcinii. Dar nu pot să vă spun eu despre asta, că nu sunt eu specialistul aici în platou, ci Sorina Stroie. Bună dimineața! Bună dimineața și nici măcar nu ești femeie. Exact, exact. Să definim primul și în primul rând ce înseamnă gingivita. Gingivita este o inflamație, este o stare de inflamație a gingiilor, care practic în funcție de... motivul cauzator, încep să sângereze, să fie sensibile, să nu mai putem să facem un periaj corect și să fie din ce în ce mai inflamate dacă nu facem nimic să corectăm. Deci se modifică și culoarea? Da, vor fi mai închise okay. La culoare, mai roșii, chiar vineții, în etapele mai avansate. Vor sângera, cum spuneam, la cea mai mică atingere și sensibile în sensul în care uneori și actul pur și simplu de masticație sau periajul sunt dureroase. Sunt femeile mai predispuse în timpul sarcinii la această afecțiune decât în mod normal? Da, cu siguranță. Există chiar așa numita gingivită de sarcină, adică practic o stare influențată hormonal de prezența unei cantități mai mari de hormoni estrogeni, care ne fac să fim mai sensibile și să sângerăm mai tare. În plus, dacă ne privim și saliva care în general conține niște enzime care ne ajută, care ne protejează, în perioada sarcinii aceste enzime scad cantitativ și atunci practic și această protecție scade în perioada stării de sarcină. Așadar și factorii care favorizează apariția gingivitei sunt și ei mai accentuați nici în timpul sarcinii. Nici măcar ei nu ne mai ajută. Cumva mă gândesc aici la fumat, la anumite alimente poate? Sigur că fumatul nu e cu siguranță de ajutor, ci e un factor agravant. Aș pune foarte mult accent și aș vrea să lămuresc acest aspect. De multe ori sângerarea ne sperie, ne oprim, ne blocăm, nu mai vrem să facem nimic. Și practic pentru că tocmai această inflamație e deja prezentă, dacă noi adăugăm încă un factor, igiena deficitară, sau hai să nu numesc deficitară, precaută, făcută de o pacientă care deja văzând sângerare, gândindu-se că e într-o perioadă deja fragilă, sensibilă, și mai bine să nu deranjezi nimic, nu fac decât să intru într-un cerc vicios în care agravez, practic, factorii cauzatori, respectiv placa bacteriană neîndepărtată. Deci, ca mesaj, aș vrea să subliniez faptul că, indiferent că vedem sânge, nu ne speriem, este ceva normal, ne ducem la medicul dentist, oricum foarte bine ar fi să facem asta preventiv, ca și consult, și în cazul în care considerăm că totuși e o problemă, mergem să verificăm cu medicul dentist, dar nu facem compromisuri la igienă. Ce înseamnă o igienă corectă 100%? Înseamnă de două ori periaj pe zi și mă gândesc poate și unde te-ar trage o dată, la cât timp ar fi ideal să venim pentru el? Deci sunt două capitole de acțiuni pe care le putem face. Ce face pacientul acasă și aici noi putem să îl învățăm. Și apropo de asta, dacă și frecvență, două periaje pe zi sunt suficiente, câte vreme sunt corect executate, și aici vorbim despre cel de dimineață și cel de seară, periajul de la prânz, din mijlocul zilei, poate apărea dacă simțim nevoia, dacă am consumat ceva mai lipicios pe care nu reușim să-l îndepărtăm la simpla clătire de pe suprafața dentară. Dar atenție, nu-l facem imediat după ce am mâncat, lăsăm cel puțin o jumătate de oră pentru ca pH-ul intraoral să se echilibreze, el fiind într-o stare foarte acidă imediat după ce am mâncat din cauza sucurilor gastrice. Este foarte util să folosim și mijloace auxiliare, cum ar fi dușul bucal, periuțele interdentare, adică să ne adresăm în mod specific și zonei interdentare. Pentru că periuța în sine și periajul, indiferent că este el manual sau electric,
nu sunt suficiente pentru a curăța și în zona interdentară. Cât despre detartraj, da, e foarte bine, este un mit acesta, acum că pe perioada sarcinii e mai bine să nu facem nimic. Nimic mai fals, facem detartraj măcar o dată în sarcină, ca și frecvență, și aici vorbesc de pacienți la modul general. Este indicat să facem măcar o dată pe an un detartraj, o ședință completă de profilaxie, uneori în funcție de ritmul de depunere a tartrului, care diferă de la un om la altul, putem să ajustăm aceste termene mergând către 6 luni sau poate chiar 4-5 luni la niște pacienți care, deși fac tot ce se poate, factorii pe care nu îi pot controla, respectiv cei genetici, nu îi ajută și atunci au nevoie de detartraj mai des. În general, după ce s-a terminat perioada sarcinii, gingiile revin după această afecțiune? Este cumva un revers în momentul în care se întâmplă și acele schimbări în corp de după naștere? Sau odată ce o pacientă a dobândit gingivita în timpul sarcinii, există riscul să rămână cu o sensibilitate și pe mai departe? Nu. În primul rând, dintre toate afecțiunile parodontale, gingivita este singura care are o, care este o fază reversibilă. Deci da, putem trata gingivita și chiar dacă am avut-o, putem să revenim la un status perfect normal și sănătos. Imediat după ce s-a terminat sarcina, după naștere, ca să zic așa, putem să ne prezentăm la medicul dentist. Aici iarăși sunt anumite mituri, cum că în perioada de alăptare nu e bine să mergem la dentist, e de evitat. Putem merge, singura discuție, să zic așa, de mult mediatizată este cea vis-a-vis de anestezie și de radiografii. Deci, ca să clarificăm, radiografiile se pot face fără niciun fel de probleme, nu se transmit radiații prin lapte. Cât despre anestezie, anumite, școala veche, să zic așa, spunea că e de preferat pentru că nu știm exact cât de mult anestezic ajunge în laptele matern, mai bine să nu facem sau dacă suntem obligați să facem, să nu administrăm copilului laptele respectiv timp de 12 ore. Toate studiile mai noi spun că, în fapt, cantitatea efectivă de anestezic care ajunge în lapte este absolut de neluat în seamă și atunci se pot face și anestezii. Deci, încurajez femeile să se prezinte imediat ce au și logistica necesară, pentru că, sigur, imediat ce am născut este așa o perioadă de haos, de bulversare în care poate dentistul nu este prioritatea numărul unu, dar imediat ce lucrurile se așează puțin și avem un program cât de cât, să ne ducem la dentist. Mă bucur foarte mult că am demontat aceste mituri și mai am o curiozitate. Te rog. Periuță mai soft sau mai dură? Forță mai soft sau mai dură? Te-aș întreba la rândul meu. Nu, glumeam. Periuța soft e foarte ok, periuța medium ar fi maximul ca și duritatea calității firelor de păr, dar cu amendamentul să nu o folosim în forță. Dacă și forța e hard și periuța e hard, sigur că dinții vor avea de suferit și nu numai dinții, ci și gingiile. În momentul în care aplicăm forță excesiv, smalțul se tocește și gingiile încep să se retragă, ceea ce sunt două efecte de nedorit, cu siguranță. Sorina, îți mulțumesc foarte mult că ai fost cu noi în dimineața asta și că ne-ai ajutat să înțelegem puțin mai bine această afecțiune, ce se întâmplă cu ea, cum să o prevenim, dar mai ales cum să ne purtăm cu ea și după sarcină, și te așteptăm cu drag să revii la noi. Mulțumesc și eu. Dragilor, mergem și într-o scurtă pauză de publicitațiune, dar revenim imediat.